Trotinetele electrice sunt la modă și prietenoase cu mediul, însă au un mare dezavantaj. Sunt implicate frecvent în accidente rutiere, fie din neatenție, fie din nerespectarea regulilor de circulație. În Drobeta, Turnu Severin, în ultimul an s-a înmulțit numărul trotinetelor electrice. Este un oraș mic, iar deplasarea cu aceste vehicule se poate face cu ușurință. Deoarece este foarte practic, te încadrezi foarte ușor, nu îți trebuie spațiul și e la îndemână oricum, în orice loc. Tu câți ani ai? 18. Și de cât timp conduci trotineta? O lună. Adică de curând? Da. Pe unde circuli în principiu? Cel mai mult pe marginea străzii, încât să nu încurc traficul, deoarece printre pietoni este greu să nu lovești oameni, copii mici, sarși, să nu incomodăm pe nimeni. După mine, trotineta e un mijloc mai bun decât o bicicletă sau așa, că e ceva accesibil, dar nu toată lumea trebuie să aibă. De exemplu, mulți copii care au de la o vârstă fragedă, le ia părinții și nu prea e ok. De totuși trebuie să ai ceva în cap cum funcționează circulația, dar în rest eu zic că ca mijloc de transport e bun. Înțeleg eu de la tine că este utilă, însă că trebuie să respecte niște reguli. Da, normal. Și când mergi cu bicicleta, tot trebuie să știi ce ar trebui să știi și un șofer de mașină, că până la urmă mergi pe stradă. Nu poți să mergi neapărat pe trotuar. Se mai întâmplă să fie lume și n-ai loc și trebuie să o ieși pe stradă. Dincolo de utilitatea acestor dispozitive pe trotuare, acestea sunt prea periculoase din cauza vitezelor mari la care pot ajunge, iar pe partea carosabilă, nu de puține ori, conducătorii acestora uită de regulile de circulație. Foarte mare, deci sunt un pericol foarte mare. Trebuie să ferim, să fim atenți la mașini și la ei, ne încurcă traficul, posibil să cadă în fața mașinii. Îmi spuneți că trebuie să fiți atenți la ei, adică înțeleg eu din asta că ei sunt mai puțin atenți în trafic. Am așa ceva, da. Nu prea se uită, nu se asigură, nu se atenți pe unde merg, sar în fața mașinii. Circulă cam peste tot haotic din câte am observat. Așa ceva, da. Exact. Adică un pericol pentru, inclusiv pentru pietoni, nu mai vorbim de noi conducători auto. De ce spuneți asta? Pentru că ei, probabil că trebuie să le să facă niște trasee speciale pe care să meargă, însă ei nu respectă, chiar dacă li s-ar face, am observat chestia asta, și faptul că nu respectă nicio regulă de circulație, că indiferent că trece pe trece de pietoni, pe străzi înlăturate sau asta, ei n-au ei treabă, ei să meargă ei cât se poate de repede. Viteză maximă admisă pentru circulația vehiculelor este de 50 de km la oră. Cu toate acestea, conducătorii se aventurează cu viteză și fără cască pe sectoarele de drum interzise. La începutul anului și până în prezent, polițiștii biroului rutier din cadrul Poliției Municipiului Drobeta, Turnu Severin au aplicat 22 de sancțiuni contravenționale conducătorilor de trotinete electrice, cea mai frecventă abatere constatată fiind cea de circulație pe trotuar. Conform OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice cu modificările și completările ulterioare, au fost stabilite regulile de circulație și obligațiile pe care această categorie de participanți la trafic trebuie să le respecte. Astfel, conducătorul trotinetei electrice trebuie să aibă vârsta de cel puțin 14 ani. Trotinetele electrice care circulă pe drumurile publice trebuie să fie echipate cu mijloace de iluminare și dispozitive reflectorizant fluorescente. Casca de protecție este obligatorie pentru conducătorii de trotinete electrice, a căror vârstă este de sub 16 ani, atunci când se deplasează pe partea carosabilă. Este interzis transportul pasagerilor pe trotinete electrice și circulația acestora pe timp de noapte fără aceste mijloace și dispozitive în stare de funcționare. În situația în care pe un drum este prevăzută o pistă pentru biciclete, trotinetele electrice trebuie să fie conduse numai pe această pistă. În lipsa acesteia, circulația trotinetelor este permisă numai pe sectoarele de drum, unde viteza maximă admisă este de sub 50 de km la oră. În ultima perioadă, odată cu popularitatea trotinetelor electrice, a crescut și numărul incidentelor în care sunt implicate aceste vehicule. În Drobeta, Turnu Severin, în primăvara acestui an, o femeie de 67 de ani și-a pierdut viața după ce a fost izbită de un astfel de dispozitiv.